Găsit, dragii noștri telespectatori! Noi, echipa emisiunii Tezaur Folcloric și echipa Colegiului de Artă Dinu Lipati din București, ne întâlnim din nou ca să ne exprimăm dragostea și prețuirea și respectul pentru omul, artistul, profesorul Gavril Prunoiu. Și astăzi avem invitați de seamă care au colaborat cu domnul profesor Prunoiu, fie din postura de interpret de folclor, fie din postura de realizator de emisiuni folclorice, sunt oameni care nutresc aceleași sentimente, sunt oameni care se consideră acei minunați colaboratori ai artistului Gavril Prunoiu. Venea dintr-un sat unde totul se exprima prin omenie, prin cinste, prin grija pentru celălalt, prin sprijinul pentru celălalt. De aceea și în activitatea de cadru didactic n-a fost un om al satului românesc să apeleze la domnul profesor Gavril Prunoiu pe care să nu-l ajute. Artistul Gavril Prunoiu a creat un stil personal, a pus pe hartă zona Mușcelului cu tot ceea ce avea și are mai frumos. Și o să vedeți pe parcursul acestei emisiuni cum colaboratorii dumnealui, elevii dumnealui, își exprimă gânduri, sentimente prin cântec, dar și prin vorbe. Aș vrea să îi prezint așa, de la stânga la dreapta, Lorena Olteanu. Este realizatoare de emisiuni folclorice la Radio Antena Satelor. Carmen Iordache, profesor de muzică. Rodica Anghelescu, interpretă de folclor la ansamblul profesionist Ciocârlia. Anca Branea, de asemenea, este coordonator al Tinerelor Talente, prietena noastră și a dumneavoastră, Polina Gheorghe, realizator de emisiuni folclorice la Radio Antena Satelor. Intenționat am lăsat la urmă un grup folcloric extraordinar, care a apărut în peisajul folcloric românesc la îndemnul doamnei Marioara Murărescu și sub îndrumarea profesorului Gavril Prunoiu. Vine de acolo, de unde cântecul mușcelean are străluciri de tezaur și printr-o interpretare maestoasă, iată, acest grup contribuie la fixarea mai bine pe hartă a cântecului mușcelean. Este vorba despre grupul Doruri Mușcelene, coordonat de Liviu Iana. Vă spun cu drag, bine ați venit în studioul televiziunii române și cu orchestra reprezentativă a folclorului românesc, Orchestra de Muzică Populară Radio, dirijată de Adrian Grigoraș, eu zic să începem să cântăm și să ne exprimăm ce gânduri, ce dorințe, ce contribuție a avut domnul profesor și artistul Gavril Prunoiu în viața noastră de artiști, de realizatori de emisiuni folclorice, de îndrumător de tinere talente. Vă rog, domnul dirijor!
e verde ca luna, mă certai și eu cu luna. Foaie verde ca luna, mă certai și eu cu luna. Și cu steaua luminoasă, că mi-a zis că nu-s frumoasă, măi, măi. Și cu steaua luminoasă, că mi-a zis că nu-s frumoasă. Necuța-mi spune bine, crede-mă mândro pe mine. Crede-mă mândro pe mine, că nici luna nu-i ca tine. Ai cosița măleioară, te faci menei ca să moară, măi, măi. Ai cosița măleioară, te faci menei ca să moară. Cine să cred acum, pe neicuța ori pe luna? Pe cine să cred acum, pe neicuța ori pe luna? Luna-i sus, nu vede bine, dar neicuța-i lângă mine, măi, măi. Luna-i sus și mă primește, dar neicuța mă iubește. Dar multe lacrimi pe obraz.
Că ai umblat din sat în sat și ai luat și-a fost bărbaua, tu ești l-ai pornit la lung drumul, dar l-ai făcut carniditun și ai umblat din casă în casă, dar luând până adii pe mas. Că ai lăsat tot văduvioarii, fetii mari și surioarii, mămii scumpii iubitoarii, dacă ari plâng din zori în sară și așteaptă să vie carti, da di la fișor di parti și așteaptă să vie carti, da di la fișor di parti. Aici, ca la oala de urs,
mănânci. Și-am zis verde, trei aici, mai bărbate aici, aici, ca la balada ursăci. Eu le fac, tu le mănânci, hai în sârbă să jucăm, că mălai nu cumpărăm. Numai alții ne dau nouă, câte o strachină sau două. Să-i mă cu arcușul tău, așa că pân satul meu. Hopa, hopa, pe săltate, ca la Argeș pe la sate. Să-i mă cu arcușul tău, așa că pân satul meu. Că munteanu când petrece la joc, nimeni nu le trece. Hai să dăm sârba de adura, că e largă bătătura. Hai da, hai da, pe săltate, ca la Argeș pe la sate. Și de mână și de prâu, că dau sticla de raghi. Dragii noștri telespectatori, e puțin timp de când domnul profesor și interpretul Gavril Prunoiu a părăsit această lume, dar noi cei de aici din platou și foarte mulți dintre oamenii cu care a colaborat toată viața, îi simțim lipsa foarte mult. Pentru că, așa cum v-am zis la început, domnul Gavril Prunoiul trebuie privit din mai multe puncte de vedere. Omul, copilul crescut la țară, în comunitatea sătească, într-o familie tradițională, care a venit aici la București cu anumite principii și reguli de comportament. Artistul Gavril Prunoiu, care a văzut în pasiunea domniei sale nu doar o simplă aplecare asupra melosului din Mușcel, ci o adevărată misiune. Și nu în ultimul rând, Gavril Prunoiu, profesorul, pedagogul, mentorul, acel om care este întotdeauna dispus cu cea mai mare generozitate să ofere din sufletul, din cunoștințele, din prea plinul gândirii sale
și celorlalți. Nu s-a gândit niciodată doar la binele personal, ci și la binele celorlalți. De aceea am să-i rog pe invitații noștri de astăzi să ne spună câteva considerații venite din suflet, din normalitate, din simplitate, pentru că asta am învățat toți de la domnul Gavril Plunoiu. Aș ruga-o pe Lorena Olteanu. Pentru mine a însemnat o șansă de a face ceea ce îmi place și am găsit în domnul profesor așa un suflet foarte cald, foarte bun, un profesor la orele căruia îmi făcea mare plăcere să merg și tot datorită dumnealui am ajuns apoi să studiez la conservator pentru că m-a îndrumat să fac meditații la teoria muzicii, pentru că altfel nu aveam șanse să intru la pedagogie muzicală la Universitatea Națională de Muzică din București. Așa că m-a îndrumat tacticos, atent și cu mare, mare drag. Și cu un an înainte ca dumnealui să treacă la cele veșnice, am avut inspirata idee să-l invit la emisiunea Lada de Zestre împreună cu câteva fete din foste eleve și profesoarele actuale de la liceu din Lipati. Și am făcut așa un moment special pe care l-am dedicat, s-a bucurat și cumva atunci i-am spus ce aveam să-i mai spun. Carmen Iordache. Da, eu cred că întâlnirea cu domnul profesor a fost așa trasată de divinitate, pentru că îmi doream să vin la București la Liceul de Arte din Lipati. Însor, la frumoasa inițiativă a invitat-o pe doamna Marioara Murescu la noi la liceu să ne vadă cântând. I-am plăcut și ne-a invitat să mergem la radio, să realizăm primele imprimări. Chiar în liceu le-am realizat și în facultate și în conservator. Anii au trecut, am devenit profesoară la Liceul de Arte din Lipati din Pitești, tot clasa de canto popular. Dumnezeu să-l ocrotească de acolo de sus și îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine. Anca Branea. Ce pot să vă spun de domnul Plunoiu? Un munte de bunătate, un munte de simplitate, de căldură. A fost omul care mi-a dat aripi. A fost omul care m-a învățat să cred în mine. A fost omul care m-a învățat că atâta timp cât faci ce iubești și cât muncești pe brânci, nimic nu poate fi greu și imposibil de atins. Și maestre de acolo din cer, vă mulțumesc din toată inima pentru tot ceea ce ați făcut și aș mai adăuga încă ceva, faptul că astăzi sunt profesor de muzică vocală tradițională românească în cadrul Liceului de Artă din Târgu Mureș, îi se datorează domnului profesor Gavril Plunoiu. M-a învățat să fiu om și asta e mai mult decât orice. Mulțumesc, domnule profesor. Rodica Anghelescu. Mă încearcă acum o multitudine de sentimente și emoții frumoase, pozitive, așa cum a fost personalitatea artistului și profesorului meu, Gavril Plunoiu. Îi mulțumesc pentru că a existat în viața mea, pentru arta pe care ne-a dăruit-o, la modul cel mai înalt de manifestare, pentru tot ce m-a învățat, pentru tehnica vocală, spunea dânsul, zestrea pe care eu vă dau este această tehnică vocală, tehnica respirației, care, iată, mai apoi s-a potrivit și în planul muzicii clasice pe care eu l-am îmbrățișat. A fost o personalitate covârșitoare, l-aș descrie simplu, așa cum s-a mai spus, omenie, blândețe, înțelepciune, odihnă veșnică. Ooh. Mm-hmm.
Și
de până la țină, ai dus dor. Nu te dor să iară toamnă, nu se de până la toamnă, nu se de până la toamnă, ai dus dor. Domnul Liviu Iana, relația dumneavoastră a fost foarte apropiată cu domnul Gavril Prunoiu. Pentru mine personal și pentru colegii mei, domnul profesor Gavril Prunoiu a fost un om de o modestie aparte, de o înțelepciune aparte, de o bunătate aparte, un om în jurul căruia te simțeai foarte bine, știa dânsul să facă în așa fel încât să ne simțim bine, să ne încurajeze și să ne îndrume întotdeauna cu sfaturi de părinte să urmăm calea și drumul drept. Dumnezeu lucrează prin oameni. Să știți că doi oameni mi-au schimbat viața. Mie și grupului vocal, domnul profesor Gavril Prunoiu și doamna Mărioara Mărărescu. Vreau să vă spun că l-am cunoscut pe domnul profesor Gavril Prunoiu chiar aici, în studioul de televiziune române, în urmă cu 20 de ani, când doamna Mărioara Mărărescu ne-a invitat să imprimăm aici niște cântece. Dânsul nu era îmbrăcat în costum popular și nu l-am recunoscut. A stat acolo pe o bancă, ne-a ascultat, după care a venit la noi și ne-a spus: măi băieți, de unde știți voi cântecele astea? Eu credeam că știu absolut tot ce e în mușcel. Trebuie să vă mărturisesc că ați impresionat atunci pe toată lumea și doamna Mărioara Mărărescu era foarte mândră de dumneavoastră, de grupul dumneavoastră, împreună cu domnul Gavril Prunoiu, și mi-a zis: te rog, eu vin și ascult aici un grup, e o surpriză. Eu, ascultându-vă, vă dați seama că nu am putut să rămân indiferentă, pentru că m-ați uimit prin forță, prin repertoriu, prin stilul acela frumos țărănesc de a cânta bijuteriile satului tradițional. Tocmai acesta este lucru care ne diferențiază și am văzut astăzi în emisiunea Tezaur Folcloric doar cântece de acolo, din vatra satului. Și să știți că Dumnezeu să odinească doamna Mărioara Mărărescu a avut o idee genială atunci când ne-a unit cu domnul profesor Gabriel Prunoiu, pentru că împreună, în 20 de ani de activitate, am dus cântecul mușelean pe toate meleagurile țării și în afara granițelor. Zic eu cu cinste și suntem datori să mergem mai departe pe același drum. Vă mulțumim și acum îmi îndrept atenția și privirea către Polina Gheorghe. L-am cunoscut în radiodifuziunea română prin intermediul unei personalități la fel de covârșitoare, doamna Emilia Comișel. Am mers la clasa domnului profesor Gavril Prunoiu. Mi-a spus că eu interpretez în stilul acela țărănesc. M-a sfătuit să rămân la fel. M-a primit cu multă căldură. Eu, fiind un copil puțin mai trist, mi-a dat curaj. Mă duceam la clasa domniei sale ca și cum m-aș fi întâlnit cu tatăl meu. Dar pe lângă simplitatea pe care o arbora domnul profesor Gavril Prunoiu, era omul de cultură foarte complex. Profesorul Gavril Prunoiu a fost într-adevăr o mare ladă de zestre. Vedeți cum oamenii devin nemuritori prin ceea ce lasă în urma lor. Profesorul Gavril Prunoiu rămâne pentru totdeauna, pentru noi toți, vocea de aur a mușcelului, așa cum a numit-o și regretata Mărioara Mărărescu. Îți mulțumim și noi și vreau să știe telespectatorii noștri că Roxana Ionela Popușoi, colega noastră, producătoarea emisiunii Tezaur Folcloric, este o elevă a domnului profesor Gavril Prunoiu. Și eu mi-aș fi dorit, într-o anumită perioadă a vieții, să-l am ca profesor, pentru că bogăția sufletească, bogăția cunoștințelor, bagajului de cunoștințe, se reduceau parcă la valoarea supremă a calității de om. Gavril Prunoiu, pentru noi toți, rămâne acel model de neegalat. Și alături de doamna Mărioara Mărărescu,
vreau să vă spun că multora dintre noi ne-au schimbat viața. Ne-au creat al destin. Suntem datori să le păstrăm memoria cu ce avem mai cinstit, mai bun, mai frumos, cu acea normalitate simplă, dar veritabilă. Vă mulțumim tuturor! Că lumea din sa-mi e dragă, fă Ioană, fă. Să vă scai cum pas fierbă, fă Ioană, fă. Fă tata lângă fântână, fă Ioană, fă. Cu căpestrii pe până, fă Ioană, fă. Ioană, fa, alerg iute și iau rata, fa, Ioană, fa. Că lumea dânsa-mi e dragă, fa, Ioană, fa. Să vă scai cum pas fiarbă, fa, Ioană, fa. Fă tata lângă fântână, fa, Ioană, fa. Cu căpestrii pe mână, fa, Ioană, fa. Dragă, fă Ioană, fă. Ca atunci când intr-un sat, fă Ioană, fă. Mă opresc la noi, la poartă, fă Ioană, fă. Tainesc cu lumea toată, fă Ioană, fă. Că lumea dânsa-mi e dragă, fă Ioană, fă. Să vă scai cum pas fiarbă, fă Ioană, fă. Pătata lângă fântână, fă Ioană, fă. Cu căpestrii pe mână, fă Ioană, fă. Aș opri vremea în loc, fă Ioană, fă. Cu ai miei dânsa cu tot, fă Ioană, fă. Și cu lumea adămult, fă Ioană, fă. Nu e chip să vă s-o uit, fă Ioană, fă. Thank you.